Bună, suntem din nou la interviurile Viva, de data asta cu Anda Adam. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur că suntem aici alături de voi. De la ce ai moștenit înclinația asta pentru modă și pentru lucrurile feminine și frumoase? Mama ta cum este? Ea cum se îmbracă? Deci mama mea toată viața ei a purtat stiletto. Toată viața ei. Mi-aduc aminte că eram copil și luam pantofi, evident, cum o să facă și Evelin, de care am uitat să spun cu cine am lăsat-o. Da, o să vorbim și despre asta. Așa. Ea deja a început să-mi ia ușor pantofiorii, dar sunt convinsă că în timp o să înceapă să-mi ia și rochile de scenă și costumele mele de scenă. Dar mi-aduc aminte că eu făceam același lucru și știu că mama mea avea doar pantofi stiletto. Se și purtau, cred, în perioada aia în care mi-aduc eu aminte, am amintiri. Cred că era moda lor atunci, 80 și ceva, pe atunci, și se purtau stiletto. Cred că da, pentru că și eu mi-amintesc. Da, jur, adică fix aceiași pantofi, că mama îmi spune, da. Băi, sunt exact pantofii care se purtau când eram eu tânără și aveam 20 și ceva de ani. Da. Deci fix atunci, după ce te-am născut pe tine la câțiva ani, nebunie, cu stiletto, cu vârful cât mai ascuțit, adică exact ce a ieșit acum, Balenciaga și tot ce au ieșit cu vârful ăla super lung, așa de, ai trei numere de vârf în față, fix aia se purta atunci. Și mama a purtat mereu numai pantofi stiletto, motiv pentru care are și o problemă acum la picioare. Asta așa, ca să facem o paranteză. Că sunt frumoși, sunt sexy, sunt comozi și sunt foarte frumoși de stat jos. Da. Ca să spunem așa, dar cred că în timp, dacă totuși ai purtat foarte mult doar genul ăsta de pantofi, ai avea probleme cu oasele astea laterale de la picior, unde în timp se pot dezvolta munturi sau lucruri de genul din cauza presiunii care se întâmplă acolo în față. Așa că mai purtăm și o botină și un bocanc și nu numai în stiletto, chiar dacă sunt super, super frumoși și purtăm, dar să nu exagerăm. Cât de des interacționează mama ta cu Evelin? Foarte des. Și eu cu ea și mai nou ea cu Evelin, că mi-a zis, băi, pe tine te tot văd de 30 ceva de ani, m-am plictisit de tine, lasă-mă pe cea mică, că de multe ori tot vorbesc eu cu ea și tot o țin de vorbă și tot îi arăt chestii și îmi zice, lasă-mă pe tine că m-am săturat de tine, arată-mi copilul. Și avem noroc că există tehnologie acum și că prin tehnologia pe care o avem foarte avansată, comunicarea este foarte ușoară, chiar dacă ești departe, pentru că mama mea este foarte departe, este în America, locuiește la New York, pentru cei care poate nu știu. Și în fiecare seară noi suntem pe FaceTime ca să vorbim, să povestim ce s-a întâmplat în ziua respectivă, să interacționeze cu copilul, pentru că am avut o situație, mama mea a fost prezentă la botezul Evelinei. Evelin avea 8 luni sau 7 luni, undeva pe acolo. După care mama mea n-a putut să mai stea, a stat 2 săptămâni și a mai venit când Evelin a făcut un an și jumătate. Adică deja Evelin alerga. Când a văzut-o mama mea și a petrecut timp cu ea la botez, la 8 luni, nici măcar nu se ridica în picioare, era mult prea mică, ca atare nici nu cred că își mai amintea copilul de ea foarte bine. Și a fost teamă că în momentul în care o să revină în țară și o să o vadă copilul, nu o să o accepte. O să fie un pic reticentă în a o lua în brațe sau să petreacă timp cu ea și tocmai de asta vrea să vină în vara asta ca să stea cu Evelin. Și ne-am gândit noi, zic, este imposibil dacă avem FaceTime și vorbești foarte des cu ea și interacționați voi două, măcar după timbru vocii și tot, o să-și aducă aminte copilul sau în momentul în care o să te vadă așa în carne și oase, cu siguranță în momentul în care o să încep să vorbești, ea o să asocieze că tu ești cea cu care tot vorbește în fiecare seară. Și ca atare în toată perioada asta până a venit mama mea în vară în țară, au vorbit zilnic pe FaceTime. Evelin pe limba ei, bine, ca să ne exprimăm acum corect, gen ele vorbeau împreună, dar se înțelegeau separat. Da, pentru că Evelin vorbea pe limba ei, mama vorbea pe limba ei, dar important e că aveau ele o comunicare acolo cumva. Ce face Sorin acum? Acum era acasă cu fetița, pentru că deși avem o bonă, întotdeauna când noi suntem prezenți, pentru că noi am petrecut foarte mult timp cu ea, doar noi, neavând ajutor foarte
mare din partea bunicilor pentru că sunt plecați, ea este foarte dependentă de noi doi. Și chiar dacă avem o bonă de 3 luni, în momentul în care noi doi suntem în peisaj, ea tot cu noi alege cumva să-și petreacă mai mult timpul. Deși ea ne este de foarte mare ajutor, pentru că ne este mai ușor, adică prefer dacă stau eu cu copilul mai mult, ea face alte lucruri pe care ar fi trebuit să le fac oricum tot eu, să spăl biberoane, să sterilizez sau să fac o mâncărică pentru cea mică să aibă la prânz și atunci oricum ne împărțim sarcinile și clar ne este mult mai ușor, însă în momentul în care rămân doar ele două și nu suntem noi prezenți deloc, nici eu, nici soțul meu, se descurcă de minune. Adică fata o place foarte tare, o iubește și este foarte frumos conectată cu Bona, care este filipineză și vorbesc în engleză și se înțeleg în engleză. Și fac o paranteză aici, citisem de curând un articol că au capacitatea copiii până la 5 ani să învețe 4 limbi simultan. 4. Deci am de gând pe lângă română, engleză, să vedem, poate până în 4 ani, 5 ani să mai învețe încă o limbă, să vedem momentul în care o să dau la grădii ce limbă vor face acolo. Pentru trebuie că, să mai găsiți încă o bonă care să vorbească altă limbă. Altă limbă. Da, și o chinezoaică să... ceva, să învețe ceva da, foarte, foarte greu, imposibil, da. Da, pentru că am înțeles că ei au această capacitate, deci până la 4-5 ani, nu știu ce se întâmplă. Dacă nu exersează, practic își pierde acest... Da. Adică da, trebuie să aibă cumva exercițiu. Păi o să aibă. O să aibă pentru că mama mea de fiecare dată când o să mă sune pe FaceTime să o vadă, o să o pun să vorbească cu ea în engleză. Ca să nu-și piardă copilul engleza pe care o învață acum, că ar fi păcat. Dar de ce ai obsesia asta cu limbile străine? Pentru că o să fie ușor și bine pentru ea în momentul în care o să crească. Să se descurce dacă o să călătorească foarte mult, că simt eu că o să călătorească la fel ca și mine și o să-i placă să călătorească, o să-i fie ușor să poată să comunice cu lumea, poate pe viitor. Depinde ce meserie o să-și aleagă să aibă, dar poate îi vor fi necesare. Am prieteni și am în familie oameni care vorbesc multe limbi, multe, 4, 5, 6 limbi și au obținut posturi foarte bune extern pe niște salarii foarte mari doar pentru că erau vorbitori de foarte multe limbi și grele, între care chineză și alte limbi, așa că poate fi un atu. Niciodată nu știi în viață de ce te lovești sau cum îți poate fi de folos. Și de ce nu? Dacă are capacitatea asta și poate să facă asta, da. Nu o să o chinui. Dacă văd că nu are copilul capacitate să învețe mai multe limbi străine, nu o să o forțez. O las să facă ce simte. Așa care îmi place. A fost cel mai greu moment de când sunteți părinți? Mie mi s-a părut ca perioadă. Cea mai grea perioadă, perioada în care copilul nu mai stă nici jos, dar încă nici nu merge. Atunci când el este undeva între, știi, fata mea a mers de-a bușele, așa, în patru lăbuțe, n-a fost genul ăla de copil care a stat în fund și s-a ridicat după aia direct în picioare, că sunt și copii care nu trec prin etapa asta. Da. Eu mi-am dorit să treacă prin etapa asta pentru că sunt delicioși. Sunt adorabili. Da. Deci am atât de multe filmări și atât de multe poze cu ea mergând prin casă așa în genunchi, că mă tot uitam în genunchi, știi, că aveam senzația, băi, nu se poate, adică nu poți la nimic. Cât de mult merg, cum să nu faci măcar o vânătaie, să zic, să nu se julească pielea, că au pielea atât de fină și atât de subțire, că este totuși ceva care îți dă cu virgulă, știi? Că nu înțelegeam, zic, băi, la cât de fină are pielea și la cât de subțire este pielea, la cât de mult își târșie genunchii prin toată casa. Mi se pare incredibil să nu aibă nimic. Nu m-am gândit niciodată la asta. Eu m-am gândit și mă tot uitam, știi? După o zi, două, trei, mă gândeam să nu facă rană în genunchi. Zic, mă duc, îi cumpăr genunchiere. Da, eram, nu-ți imaginezi. Dar eram așa puțin, zic, să nu pățească copilul ceva, să rămână cu semnul în genunchi. După care, mi-am dat seama că, de fapt, nu are absolut, nici măcar roșie nu se făcea în genunchi, nu înțeleg cum. Am stat și mi-am dat o explicație puțin logică, așa m-am gândit că ei sunt foarte ușori ca și greutate și ca atare atunci înseamnă că forța de frecare este mică. Și de-aia pot merge la infinit așa întârându-se că nu pățesc nimic. Era super și pentru noi, doar că nu se poate. Noi dacă ne târâm puțin, imediat facem semne în genunchi. Dar a fost o perioadă grea și să știi că atunci, deși cred că n-am spus asta până atunci, eu eram mai vânătă în genunchi decât era ea, pentru că nu mai puteam să stau plecată atât de mult. Și stăteam foarte mult timp în genunchi după ea.
Nu puteam, deci nu mai puteam de spate la un moment dat. Ni s-a părut cea mai grea perioadă tocmai din pricina asta, pentru că nu mai vrea să stea nici jos, nu stătea nici în picioare, iar în momentul în care ieșeam cu ea afară, trebuia susținută numai de la sub braț. Da, și eu luasem forma unui semn de întrebare. Tu care faci atât de mult sport, te plângi de dureri de spate? Da, pentru că e o poziție incorrectă, știi? Și cu o greutate care solicită, adică pui o presiune pe vertebre incorrectă. Am văzut pe Instagram că faci spagatul, că faci tot felul de lucruri. Da. Te antrenezi special pentru asta sau ți-au rămas de când făceai gimnastică, de când erai mică, toate aceste abilități? Da, nu, am rămas cu ele. Am rămas cu aceste abilități. Fără să le exersezi, pur și simplu? Fără să le exersez, da. Și ce mai poți să faci în afară de șpagat? Roata lentă, față, flic. Bine, dar la flic trebuie să mă încălzesc, podul, șpagatul pe ambele picioare. Ce nu mai pot să fac sfoara. Este sfoara. Nu mai poți. Da, deci sfoara aceea care e pe lateral, da, așa, da, da. Nu mai pot să o fac. Nu am foarte mare distanță, deci probabil că undeva așa am încercat eu ultima dată. Dar probabil că pentru că n-am mai exersat asta în timp, am rămas cu anumite abilități și probabil că sunt mult mai flexibilă pe altă poziție, ca și ligamente. În momentul în care mă întorc invers foara, nu mai pot să o fac. Și îmi pare rău că nu mai pot să o fac, dar sunt convinsă că dacă aș vrea neapărat să pot să fac din nou sfoara, dacă m-aș antrena puțin și aș începe să fac exerciții pe care știu că le făceam și atunci de întindere, de stretching, cu siguranță cred că în maxim o lună aș putea să fac sfoara din nou. Ai un antrenor personal? Ce faci la sală, în general? Multe antrenamente. Și spun multe tipuri de antrenamente, pentru că, făcând sport de mică, organismul se obișnuiește cu un anumit tip de mișcare și nu mai dă randament. Nu mai reacționează la fel ca la cineva care se apucă acum de făcut un anumit tip de antrenament și este șoc pentru organism și rezultatele se văd imediat. Sau organismul reacționează ca atare pentru că e ceva nou, îl șochezi și wow, iată și rezultatele în 3 luni. La mine este un pic mai greu pentru că trebuie să schimb mereu conceptul de exerciții, de fiecare dată să-mi șochez cumva organismul ca să avem randament. Exact. Da. Iei și suplimente? Da, iau și suplimente pentru că ajută foarte tare la refacerea mușchiului, țesutului pe care noi îl lezăm cumva în momentul în care începem la sală. Adică febră musculară înseamnă că am lezat mușchiul, de-aia ne doare. El are nevoie de proteină și are nevoie de anumite substanțe ca să se refacă mai repede. Și iau proteine, iau... vreți să vă dau lista, să vă spun lista cu ce? Da, am vrea. Iau aminoacizi. Îmi pun niște aminoacizi praf în apa pe care o beau la sală. De ce? Pentru că aminoul ăla ajută mușchiul să se refacă mai repede. Adică dacă eu azi am făcut un antrenament foarte greu, de picioare, de exemplu, care e cea mai mare grupă musculară și care te solicită cel mai mult, dacă nu mai pot să mă dau jos din pat, pentru că am făcut un antrenament corect și bun și fac o febră de aia musculară de nu mai pot nici să conduc, eu în următoarele zile înseamnă că nu mai sunt bună să mă duc la sală să-mi antrenez alte grupe de mușchi. Sau să mă duc pur și simplu să fac un cardio de 20 de minute, de 40 de minute. Nu mai pot. Și atunci iau acești amino ca să mă ajute să mă refac mult mai repede, să pot să am continuitate. Adică să pot să mă duc constant la sală, frecvent și să pot să intru într-un ciclu de ăsta în care să și putem vedea rezultate. Mai au CLA. Sunt niște suplimente care ajută, așa se cheamă, CLA, sunt niște suplimente care ajută la transformarea stratului adipos în energie. Adică cumva te ajută să slăbești, dar el nu are niciun efect decât dacă este consumat făcând mișcare. Adică nu luăm CLA și stăm acasă la televizor, că nu va avea niciun efect. Mai iau pastile cu extract de green tea. Asta pentru că nu-mi place foarte tare ceaiul verde, să-l beau. Într-adevăr, este mult mai sănătos și ar fi de preferat să bei un ceai verde. Dar mie nu-mi place la gust și atunci iau pastile extract de green tea. Spune-mi alimentația ta, în ce constă? Uneori am alimentație proastă, pentru că vreau să vă spun adevărul și nu vreau să vă păcălesc așa, știi, mama, facem o regie frumoasă și o vă spun cât de perfectă sunt eu. Când ești pe drum, nu sunt perfectă, nu este nimeni perfect. Între concerte, asta ce mănânci? Că bănuiesc că e greu să mănânci sănătos când ești pe drumuri toată ziua.
Este greu pentru că trebuie să stai foarte bine cu organizarea și să-ți planifici lucrurile înainte să pleci. Pentru că, într-adevăr, pe drum nu poți să mănânci nimic care să fie sănătos sau să fie într-un mod de viață și în stilul ăsta de viață de sportiv și de multe ori calc cu stângul pe lângă pentru că nu mai rezist fizic la un moment dat, adică nu pot să stau nici nemâncată pentru că plec la concerte și acolo trebuie să depun efort și am nevoie de ceva în stomac ca să nu leșim pe scenă și atunci o super deshidratare pentru mine n-ar fi cea mai indicată în niciun caz și de multe ori dacă nu mă organizez înainte să plec, să știu, ok, mâine plec, am concert la Iași sau plec vineri și mai vin tocmai luni, ia să văd ce mi-au la mine, hai să-mi iau niște batoane de proteină, hai să-mi iau niște migdale crude, adică decât să mănânc o prostie dintr-un pec, o să-mi iau un sandwich, să-mi iau un croissant sau să-mi iau chiar și un iaurt, dar cu care nu poți rezista doar cu un iaurt în stomac dacă ai un drum de 7 ore de parcurs cu mașina și acolo ajungi te urci pe scenă, că nu mi este suficient. Poți să iei lucruri de-astea la tine care să nu se deterioreze, că iar e o problemă cu ținutul atâtea zile. E. Nu poți să pleci cu pieptul de pui la casoletă după tine 3 zile, că nu ai cum, se strică. Și atunci pot să iau la mine banană, care rezistă. Pot să mai îmi iau tot așa un fruct, un măr, o portocală, care acum este foarte indicat și foarte bun, care are vitamina C și oricum ajută foarte mult și la țesut. Pot să mai îmi iau migdale crude, care îmi plac foarte tare. Pot să mai îmi iau batoane proteice, care dacă nu mai pot și nu mai pot, mai bine desfac un baton, îl mănânc. Are și carbohidrat batonul ăla, pentru că are și un pic de zahăr totuși și are lucruri care sunt carbo, dar decât să mănânc ceva din peco, mai bine mănânc un baton de la protei, care are proteină 30% și poate 70% carbo. Este mult mai sănătos pentru un mod de viață așa sănătos, ca până ajungem noi la destinație și mâncăm un grătar cu o salată, să am totuși o susținere calorică ok, să pot să fiu funcționabilă atunci când ajung acolo. Dar este foarte greu. Este foarte greu și chiar mă gândeam așa că mi-aș dori foarte tare să inventeze cineva un lanț de benzinării în care să aibă zonă de asta de chestii foarte... Mâncare sănătoasă. Da. Bio, fructe proaspete la casoletă pe care să poți să ți le iei. Unele mai au, dar nu toate, sunt foarte puține. Și lucruri de astea bazate pe multă proteină, pentru că sunt foarte mulți oameni sportivi sau oameni care duc un mod de viață foarte sănătos sau foarte bio și atunci când călătoresc au aceeași problemă. Și da, nu prea ai de unde să ți le achiziționezi. Și aceeași problemă este și atunci când călătorești cu copiii, pentru că dacă nu îți iei din timp lucruri sănătoase pentru ei de mâncare, nu găsești să cumperi nimic sănătos de pe drum. Exact, exact. Adică tot va trebui să faci niște compromisuri, să le dai niște prostioare găsite prin PECO pe care, deși nu ești de acord să le dai... Le dai pentru că nu poți să ții nici copilul nemâncat. Tu ce fel de alimentație ai ales pentru Evelin? Pentru că acum sunt tot felul de teorii și sunt părinți care aleg să își alimenteze copiii exclusiv bio sau sunt unii care renunță la carne sau sunt tot felul de, de abordări. Deși eu duc un mod de viață foarte sănătos, cred eu, și am dus mereu un mod de viață foarte sănătos, consider că în momentul în care este doar teoria mea, adică nu trebuie să arunce nimeni cu vreo roșie în mine, pentru că sunt convinsă că vor fi dacă și... Dacă e bio, poate să arunce. Dacă e bio roșie, da. Sigur, puteți să dați-o la mama. Eu pe Evelin nu o cresc așa într-un bol de sticlă și nu o țin, nu-i pun restricție la absolut tot, pentru că știu că mai târziu o să fie mai rău pentru ea și mai șocant pentru organismul ei. Și atunci, Evelin, de 2-3 luni, gustă din absolut tot. Adică Evelin, da, a mâncat și dintr-un ou Kinder, nu-l mănâncă pe tot, dar știe gustul unui ou Kinder sau ce înseamnă un pic de ciocolată. Știe ce înseamnă și oaca dea, mănâncă și un iaurt bio, dar dacă sunt undeva și nu avem iaurt bio, îi dau și un iaurt de care o fi iaurt să fie. În general, da, într-adevăr, nu este bine să-i dai lucruri care sunt cu grăsime foarte, foarte scăzută. Adică niciodată nu-i dai copilului un iaurt 0,1% grăsime. Da. Nu este bun pentru ei. Dar îi dau un iaurt normal, 2%, 3% sau cât are. Nu este bio, este un iaurt.
ok, îl dau. Adică nu sunt așa, mamă, dacă am plecat de acasă și nu i-am luat iaurtul bio și suntem nu știu unde, plec de unde sunt, special ca să cumpăr iaurtul bio pe care copilul meu îl mănâncă de la 0 luni până la 2 ani. Mă bucur că ești așa, pentru că am văzut foarte mulți părinți exagerați. Și eu am văzut. Am văzut părinți la petreceri de copii, unde mâncarea știm că nu este cea mai sănătoasă, da, alergând cu ciorba după copil, în buzunar, cu caserola de broccoli. Și mi se pare un pic exagerat. Da. Cred că este un pic exagerat și cred că mai important este să îl faci pe copil să se simtă parte din grupul în care se află în momentul ăla, decât să se simtă diferit. Știi, el mănâncă broccoli, ceilalți mănâncă cartofi prăjiți. Sigur, nu sunt de acord cu cartofii prăjiți. Mâncăm o dată la 5 luni cartofi prăjiți. Dar dacă toată lumea mănâncă, știu eu, la o petrecere cartofi prăjiți, evident, e normal ca și copilul tău să guste atunci cartofi prăjiți, să nu te ții după el cu o caserolă de broccoli. Că este un pic ciudat. Și care chestia că nu o să mănânce copilul la 2 ani sau la 3 ani cartofi prăjiți la nu știu ce petrecere de copii, dar o să rupă cartofii prăjiți când o să facă 12 ani, știi? Și o să fie că-i fetiță, poate pentru că tu nu i-ai dat nimic până atunci și când o să dea cu gustul de ei, nu o să se mai oprească și o să te trezești că... Poate că dacă îi dai numai broccoli, o să-i placă broccoli. Eu nu am cred. De unde să știu. Nu, eu nu cred. Pentru că de obicei lucrurile pe care insiști foarte tare și cu care forțezi copilul atunci când este mic, fix pe alea nu o să le mai vrea ideea după aia deloc. Ideea e că orice exagerare nu este bună. Exact, va duce pe parte psihologică, va duce la un moment dat într-o direcție în care... un dezechilibru, probabil. Exact. Nu va fi bine nici pentru copil, nu o să fie bine nici pentru tine ca părinte. Iar eu nu sunt așa și vreau să o las pe ea să crească. Evident, ea nu este în măsură acum să aleagă ce este bine și ce este rău pentru ea. Dar vreau să o las pe ea să se dezvolte și să aibă o doză de astea foarte puternică de legătură cu realitatea și să aibă o coloană vertebrală în care, pe care să o coordoneze și să o ghideze ea cum vrea, pentru că știu că atunci când va crește o să o ajute foarte mult. Pentru că eu am fost crescută la fel și părinții mei când eu aveam 17 ani au plecat din țara amândoi. Și eu, pentru că am fost așa de bine înfiptă cu picioarele în pământ, să știi că niciodată nu am făcut alegeri greșite. Atâta timp cât tu protejezi copilul la modul ăla exagerat și îl faci să fie o marionetă, de fapt, și nu-l lași să poată să se lovească de lucrul ăla care e rău, să știe că data viitoare nu trebuie să-l mai facă, el nu va ști să aleagă. Inclusiv la un simplu lucru banal, ținând de un cartof prăjit sau ce să aleagă să mănânce. Lasă-l să aleagă, lasă-l să gustești din aia, lasă-l să gustești din aia și explică-i. Eu, de exemplu, cred că comunicarea este foarte importantă, adică aici nu vorbim doar de mamă, ce e sănătos să mănânce copilul tău. Este și despre să faci în așa fel, să înțeleagă copilul tău că nu este sănătos să consume acel obiect. Nu doar să-i spui că ăsta nu. De ce? Pentru că am spus eu. Nu. Bine, știi, eu sunt, mă cheamă Adam. Și mărul lui Adam, fructul dorit, fructul oprit, eu știu exact ce înseamnă. În momentul în care tu spui aia nu, el fix ăla o să vrea să, lucrul ăla o să vrea să-l ia sau lucrul ăla o să vrea să-l consume. Mereu trebuie să-i dai explicații și, de exemplu, Evelin când vrea ceva și eu știu că nu este bine pentru ea și nu vreau să las să facă acel ceva, eu o las. Vă mai doriți copii? Ne mai dorim copii și... știm că o să fie mai greu cu doi, pentru că este foarte greu și cu unul. Și avem prieteni și cunoștințe care au câte 2-3 copii și știm că lucrurile se complică foarte tare. În momentul în care sunt doi, deja este mult mai complicat. Dar vrem să mai așteptăm puțin ca să ne împărțim lucrurile așa de organizare, că toată situația asta într-o organizare bună, știi, ca să nu clachezi. Așa e, și cheia cu organizarea este întotdeauna la mama. Da, mai mult la mama. Asta și pentru că eu sunt mult mai meticuloasă așa și în general în viața mea de zi cu zi eu sunt mult mai foarte, foarte ordonată, obsedată puțin de ordine și un pic de freak control, așa sunt eu. Dar dacă Evelina o să fie la grădiniță, o să ne fie mult mai ușor și nouă, dar și pentru un alt copil o să fie mai bine, pentru că vom putea să îi acordăm mai mult timp, mai multă atenție. Și Evelin, de asemenea, va avea activitatea ei și programul e foarte bine stabilit, lucru foarte bun pentru ea, pentru că tu niciodată, oricât ai stat cu copilul acasă,
nu o să poți să faci toate activitățile pe care ei le fac la grădiniță și să le formeze acel program foarte, foarte important, care până la urma urmei lor le dă o disciplină. Da. Exact, de care au atât de multă nevoie. S-a schimbat viața voastră de cuplu de când a apărut Evelin? Da, s-a schimbat pentru că avem mult mai puțin timp pentru noi, ca și viață de cuplu. Tocmai de aia, că ai pus o întrebare foarte bună pentru toți care devin părinți, că știu că toți se lovesc de acest subiect, este foarte important să nu neglijezi nici viața de cuplu, pentru că părinții trebuie să fie și soț-soție înainte de a fi părinți. Și pentru că acel copil pe care îl faci și îl aduci în viața ta are nevoie de ei părinți în continuare. Dacă neglijești foarte tare, dacă neglijezi foarte tare viața de cuplu și căsnicia se destramă sau cuplu se destramă, că nu e neapărat nevoie să fii căsătorit, nu duci nicăieri. Copilul rămâne singur la unul din părinți, adică efectele sunt rele ulterior și nu este bine. Ca tare, noi de-aia am și luat o bonă la un moment dat, pentru că nu mai aveam timp absolut deloc pentru noi, noi, cuplu, noi, soț-soție, și ne-am dat seama că relația e în pericol. La un moment dat era o problemă. Ne întâlneam la ușă, doar la ușă. Predam ștafeta. Veneam eu, pleca el, venea el, plecam eu. Adică eram nici vecin, că și cu vecinul, cred că la un moment dat te întâlnești, mai stai de vorbă pe hol, mai vorbești, mai schimbi trei cuvinte în lift. Noi nici alea nu le schimbam. Adică eram gen la modul, eram într-un maraton de ăsta extenuant, cu predat ștafetă la intrare și cam atât. Iar seara când ajungeam, fie unul, fie altul, eram atât de obosiți și atât de extenuați că nu apucam nici măcar să mai vorbim unul cu altul. Adică tot prioritatea era copilul. Dormeați împreună sau Evelin dormea cu voi? Da, da. Evelin dormea cu noi, dar în pătuțul ei, lângă patul nostru. Aveam un pat lângă patul nostru, un pat ăsta care se și trăgea special, puteai să-l tragi peste patul tău în cazul în care vrei să alăptezi copilul sau era foarte practic. Ai alăptat-o pe Evelin? Da, o lună. O lună după care aș mai fi vrut să o alăptez, dar nu am mai avut lapte. Probabil că din cauza activității mele pe care mi-am reînceput-o după o lună. Te-ai întors foarte repede pe scenă. De ce ai făcut asta? Nu puteam sta acasă. Mă mâncau tălpile. Ca să zic așa pe românește. Am născut pe 30 noiembrie și pe 31 decembrie am cântat de Revelion. Și am avut mai multe cântări în noaptea de Revelion și după noaptea de Revelion n-am mai avut lapte. Nu mi-am imaginat că o să se întâmple asta. Care a fost cea mai plăcută parte a maternității pentru tine până acum? Momentul în care m-am întors din operație și mi-au adus prima dată copilul în rezerva în care eram. Mi s-a părut wow, deci acum închid ochii și mi-aduc aminte așa, deci sunt cuprinsă de emoții așa, când mi-a adus-o în coșulețul așa și mi-a pus-o în brațe, am simțit că renasc. Deci am simțit că parcă m-am născut pentru a doua oară, mi s-a părut ceva, nu știu, nici nu pot descrie în cuvinte. Soțul tău a fost de față la operație? Da. A fost la Cum a reacționat? Capul meu, am filmat și toată operația printr-o doamnă asistentă care a fost foarte drăguță și a imortalizat momentul, bine, fără să... Nu o să fie acolo în plagă, că nu te lasă nimeni să filmeze așa, adică nu este nimic urât în filmare, pentru că nu vezi de fapt sânge, nu se vede când taie, nu, dar se vede exact când scoate copilul de acolo. Da. Momentul în care scoate copilul, a filmat foarte, foarte frumos și e o amintire plăcută la care ținem foarte tare și sunt convinsă că Evelin o să se uite cu plăcere în momentul în care o să crească, să se vadă în primele momente ale vieții ei. Era foarte, foarte frumușică. Deși toți copiii sunt puțin dubioși atunci când se nasc, adică nu prea copii frumoși când se nasc nu prea sunt, dar ea era foarte curată și mi-aduc aminte că primul lucru pe care l-am spus atunci când am născut-o a fost că avea față de negresă. Deci avea un nas mic și un pic mai aplatizat și niște buze foarte groase. Și când plângea așa, nu știu, deci arăta ca o, știu cum sunt popușile alea mulatre, așa, nu știu, deci fiind un pic mai buzată și așa, mie mi s-a părut că avea față de negresă. Am zis, dar zici că e negresă, nu știu, e... Cu cine seamănă? Mi se pare că seamănă mai mult cu soțul meu,
luată pe bucăți și pe părți efectiv. Așa, individual, nasul, ochii, gurița. Dar pe ansamblu seamănă mai mult cu mine, ca aliură. Are probabil, aerul tău. Da, pentru că este fetiță și mie mi se pare că seamănă foarte mult la forma feței. Fruntea, pentru că are o frunte înaltă și în momentul în care îi prind părul într-o codiță sus, seamănă foarte bine cu mine. Seamănă mai mult cu mine cu părul prins decât atunci când îi las părul desfăcut. Tu te-ai căsătorit foarte repede cu Sorin și vreau să te întreb cum ai luat decizia. Te-ai gândit vreo clipă că poate nu este chiar ceea ce trebuie să faci? Nu. Nici o clipă. Adică am fost atât de decisă și am fost așa de sigură pe mine că nu am stat o secundă pe gânduri. Știi de ce? Pentru că sunt lucruri pe care le simți. Iar el a fost un bărbat care, în primul rând, a fost foarte hotărât. A știut ce vrea. Și faptul că el mi-a transmis acest lucru și că l-am văzut că e un bărbat care știe ce vrea în viață și știe ce vrea de la viață, mie n-a putut decât să-mi dea multă încredere în el. Am zis, băi, ăsta e omul cu care eu pot să construiesc, să fac lucruri mai departe. Că dacă eu sunt așa puternică și iau decizia de a mă căsători cu un om căruia este frică de a lua decizii în viață, o să avem o problemă. Chiar dacă luăm decizii proaste uneori, trebuie să ai curajul și tăria să le iei. Nu trebuie mereu să-ți fie frică, pentru că nu o să realizezi nimic în viață așa. Adică niciodată n-am făcut greșeli foarte, foarte mari, dar am avut și momente când poate am luat decizii nu foarte bune, m-am lovit cu capul, m-am redresat, am învățat ceva din aia și am mers mai departe. Adică cu aceeași putere de muncă, cu aceeași putere de decizie, cu aceeași încăpățânare specifică zodiei mele, că sunt aur, dar să știi că încăpățânarea asta și faptul că am fost așa decisă mereu mi-a adus mai mult, cum să spun, mi-a adus mai mult aport la tot ce am încercat eu să întreprind decât dacă aș fi fost mereu așa nesigură pe mine, dar dacă, dar să fac asta, dar mi-e teamă, dar dacă fac asta și... Nu, eu am fost genul ăla de om foarte radical, foarte direct și am zis, nu, vreau asta, o fac. Da, dar știi că există riscul și ce, mi-asum. Adică întotdeauna mi-am asumat lucrurile pe care le-am făcut, deciziile pe care le-am luat, unele bune, altele rele, aia a fost, asta sunt eu. Și încerc să mă descurc așa, iar el a fost foarte decis, a fost foarte hotărât în ceea ce ne-a privit pe noi, că vrem să ne căsătorim, că vorbeam că ne dorim un copil. La câte zile de când v-ați cunoscut te-a cerut de nevastă? La, îți spun imediat, cred că la o lună și jumătate. Și ai zis da pe loc? Da, mi-a adus un inel de logodnă. L-ai pe deget? Nu, asta este verigheta. Inelul de logodnă nu l-am pus cu verigheta că este din aur alb și asta e din aur galben și mi se pare că nu se potrivesc. Și am zis că aștept un alt inel de logodnă de la el care se potrivească cu verigheta ca să le pot purta împreună. Dar știu că mi-a făcut o surpriză și mi-a adus un mare buchet cu trandafiri. Și pe frunza unui trandafir băgase inelul. Și mi-a adus buchetul și eu super încântată. Nu, și eu super încântată, dar el îl poziționase în așa fel încât să fie inelul în fața mea să-l văd. Da, e ochioară. Da, e ochioară entuziasmată de situație și era și un pic întuneric așa că era seara în momentul în care venise cu buchetul și aveam doar o lumină de asta de ambient pornită. Nu l-am văzut. Chiar nu l-am văzut. Eu ochioara de mine, eu cu trandafirii, cu iubirea, m-am furat peisajul, n-am văzut inelul. Și la un moment dat m-am uitat eu la buchet. Știe că îmi plac trandafirii foarte mult, sunt florile mele preferate și eram așa, dai ce trandafiri frumoși, erau superbi, într-adevăr, foarte mari, așa, exagerat de mari. Frumoși, m-am întors imediat, că el era în spatele, m-am întors imediat să-l iau în brațe să-l pup. M-a pupat, după care m-a întors. Eu nu procesam în momentul ăla, mă gândeam, zic, dar ce vrea asta cu buchetul ăsta, că ok, am înțeles, niște trandafiri roșii, sunt foarte frumos, îmi plac, sunt florile mele preferate. But wow, what's the point? Nu mă prindeam. Și eu zic, da, zic, sunt super, mulțumesc. Și iar m-am întors la el, știi? Zic, super, zic, cred că cei mai frumoși trandafiri pe care mi-ai luat până acum, că mai îmi luase și alte buchete de trandafiri. Și el râdea, da, nu-i așa că sunt superbi, ai văzut, uite cât de mari sunt. Zic, da, superbi sunt. De unde ai luat? Făceam conversații. Nu mă prindeam, de ce m-am întors? După care el zice, e, nu pot să spun de unde am luat. Dar zi-mi, îți plac și iar mă întorci. Deci deja era a doua oară când mă întorc.
Băi, sigur ăsta vrea să-mi arate ceva și eu sunt chioră și nu văd. Și sunt și blondă. O să zic ăsta acum că sunt... Se răzgândește. O să zic că, băi, asta e frumușică, e așa, dar e cam blondă, săraca, nu pare spirit de observații. Și bineînțeles că mi-am concentrat în momentul ăla, m-am focusat fix pe buchetul ăla de trandafiri, că era într-o cutie, de fapt, băgat, și zic, bă, trebuie să fie ceva aici. Ori mi-a scris ceva, ori mi-a pus el un sclipiciu, ceva, se întâmplă ceva. Și o dată în lumina așa de ambient cum aveam eu, a sclipit ceva. Știi? Și a fost un blink, că mi-am schimbat poziția. Cred că aveam și o poziție. Era diamantul. Era diamantul. Aveam o poziție în care nu vedeam, nu lucea, nu se întâmpla nimic. Era puțin pierdut printre frunzele alea și eu nu-l vedeam. El de asta te tot întorcea, tot să schimbe unghiul. Da. Și m-a tot întors. Mi-am dat seama, băi, ceva este suspect aici. Și am văzut inelul. A blingăit așa și zic, wow, un inel. Deci în momentul ăla m-am pierdut, nu știam ce să cred. Am pus mâna, am scos inelul de pe frunză, m-am întors așa cu el în mână către el, zic, ce e asta? Și el zice, un inel de logodnă, vreau să te întreb dacă ai vrea să te logodești cu mine. Și a rămas, eram gen, o bună, adică, la asta chiar mă așteptam că mi-a adus un buchet de trandafiri. Era o zi oarecare, nu era nici era o ocazie oarecare, da, adică era o zi oarecare și erați acasă. Da, eram acasă și nu se întâmplase nimic special sau nu făceam cumva nici vreo legătură între vreo discuție pe care o avusesem, că el nu spusese absolut nimic de asta, adică nu discutasem de nimic de genul ca să fac cumva vreo legătură. A, vin cu un buchet de trandafir, deci s-ar putea să scoată și vreun inel din buzunar. Așa, pur și simplu așa a venit lui, aia a simțit, aia a făcut. De asta zic, că e genul ăla de om foarte hotărât, decis, știe ce vrea, foarte direct ca și mine și de aia cred că ne și potrivim foarte tare. Și i-am spus da, pe loc, sunt foarte fericită, avea emoții că nu știa sigur dacă mi-a nimerit măsura la deget. Făcuse 100 de investigații, luase alt inel, de fapt pusese un alt inel de-al meu pe degetul lui mic să vadă până unde-i vine, dăduse cumva semn, s-a dus după aia s-a măsurat cu, la bijuterie în zona aia în care probase el. Deci o întreagă da. Chestie complicată și îmi venea perfect inelul, nimerise și măsura și tot era perfect. L-am pus pe deget și țin minte că în seara aia urma să ieșim în oraș cu niște prieteni și mi-am pus inelul pe mână, am ieșit în oraș și dacă tot ieșeam în oraș că fusesem invitații, am și sărbătorit faptul că ne-am logodit și am pus o poză pe Facebook și pe Instagram. Și ai tăi cum au aflat? Au aflat de pe Facebook că te-ai logodit? Nu, le-am spus. Le-am spus pentru că eu vorbeam zilnic cu ei și le-am spus, zic, uite, sorry, mi-a adus un inel de logodnă, mă întreba că vreau să mă logodesc cu el. La nuntă au venit și inelul. Mama și tata? Mama din America și tata din Australia? Da, da, și tatăl meu din Australia, da, și la nuntă și la botez. Ei sunt despărțiți? Da, sunt despărțiți părinții mei. Și au venit și la nuntă și la botez, deși perioada dintre nuntă și botez a fost una destul de scurtă, pentru că eu când am făcut nunta, eram însărcinată cu Evelin în 3 luni, dar nu am spus la nimeni. Nu se vedea. Ai anunțat foarte târziu că ești însărcinată, erai prin 6 luni, da, când ai anunțat. Dar de ce? Pentru că așa am simțit. Nu. Nu ai avut o sarcină cu probleme, nu? Nu, deloc, deloc, deloc. Până la 3 luni, doctorii spun că nicio sarcină nu este sigură. Asta așa e. Sfatul doctorului meu a fost că până nu fac 3 luni să nu-mi anunț nici măcar părinții. De ce? Pentru că au zis, părinții tăi sunt departe, tu le dai vestea asta minunată acum. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, nu contează din ce factor, pot fi N factori, se întâmplă ceva și tu nu vei putea ține sarcina asta, este mai mare dezamăgirea și o să fie mai rău să îi anunți după aia că, de fapt, ai pierdut sarcina, că nu o să mai ai un copil. Așteaptă să treacă 3 luni, orice sarcină, ca la carte, medical vorbind, orice sarcină devine sigură după 3 luni. Deci dacă ai reușit să ții o sarcină 3 luni, după 3 luni poți spune într-adevăr, voi avea un copil. Până în 3 luni nu poți spune, voi avea un copil. Și atunci, eu am ținut cont de sfatul doctorului. Și ai adăugat încă 3 luni. Era un calcul matematic foarte simplu, asta având în vedere că mie îmi place matematica și am terminat informatica. Dar nu.
Păi ideea a fost alta, că nu mi-am anunțat nici părinții, n-am spus la nimeni până nu am făcut cele 3 luni. Pentru că n-am vrut, dacă Doamne ferește, se întâmpla ceva să fie mai mare dezamăgirea ulterior decât... Asta e fantastic, cum ai putut să ții secretul ăsta. Da, pentru că mi-a fost un pic teamă, adică am vrut să mă asigur că totul este ok și că nu fac vreo gafă. Că dacă erau părinții aici în țară, era una. Aia, tot ce le-ai invitat, ce ai, uite, sunt însărcinată, dar știți că până la 3 luni nu e nicio sarcină sigură. Dar părinții noștri fiind toți plecați, dai seama, noi și făceam... părinții lui Sorin sunt plecați? Și părinții lui sunt plecați. Unde sunt plecați? Și atunci, situația era alta. Noi trebuia să anunțăm prin telefon. Știi? Pe FaceTime. Mami, sunt însărcinată, nu știu ce. Nu e la fel când ai contact. Ai preferat să-i arăți direct burta sau direct copilul. Nu se vedea. Nu se vedea burta. Când au venit ei la nuntă și avea Evelin 3 luni, nu se vedea burta deloc. Am preferat să-i anunț după ce am fost sigură că, într-adevăr, am o sarcină pe care o și duc mai departe. Iar legat de anunț efectiv, așa, în presă și pentru restul lumii, am anunțat la 6 luni. Pentru că, o să fiu foarte sinceră cu tine și o să-ți spun că am ales să ținem pentru noi acest lucru. Mi-a fost frică să nu mă afecteze în carieră la concerte. Cum te-ați rămas voi în România, având în vedere că părinții voștri sunt plecați? Mama ta la New York, tatăl tău în Australia, părinții lui Sorin în Spania. Păi, am decis să rămânem aici pentru că, în primul rând, noi avem o carieră aici. Și aici ne-am cunoscut și aici ne-am întemeiat o familie și avem posibilitatea să plecăm la părinții noștri de câte ori dorim. Ca atare, dacă am aici deja o lume creată și construită așa, ca la Lego, pătrățică cu pătrățică, de ce să plec în altă parte și să o iau de la zero, să construiesc totul de la zero, adică... O iau de la început cu absolut tot, când am deja aici confort și sunt relaxată așa cum sunt acum, pentru că în toți acești ani am încercat să încrez micul meu univers. Dar petrecem așa sărbătorile și întotdeauna luna ianuarie, pentru că este o lună în care nu se întâmplă absolut nimic pe zona noastră a artiștilor, întotdeauna în luna ianuarie noi plecăm o lună în vacanță. Și atunci facem traseu, plecăm în mai multe destinații sau ne întâlnim cu părinții la jumate. De cele mai multe ori cu mama mea ne-am întâlnit într-o destinație de asta, ea a venit din New York unde eram și noi și noi din România ne-am întâlnit. Aveți la jumate. Aveți planuri așa. Acum pentru ianuarie? Vrem să ne facem niște planuri, da, să plecăm undeva unde e cald, să plecăm cu tot cu Evelin, să vină și mama mea și să vedem ce traseu facem. Dacă ajungem și printr-o altă zonă să ne putem intersecta și cu tata. Pentru că Evelin este foarte mică acum să călătorească până în Australia. Este drum foarte lung. Sunt 24, 26 de ore, 27 de ore cu 2-3 scale și nu poți să iei un copil într-un astfel de zbor, că este crunt. Și pentru el, da, și pentru tine ca părinte. E greu și pentru tine ca zbor singur. Da, dacă mai ai și un copil după tine, este imposibil. Așa că până în Australia așteptăm să mai crească puțin Evelin, dar poate cine știe, tot așa. Ne întâlnim într-o locație în care... Își doresc și ei să vină să o viziteze și să ne întâlnim undeva la jumate, să fie un pic mai scurt drumul.